Nu, am luat are patru... Mamă, fetițo! Nu, ăla-i sânul? Unde e Molly? Nu mă pun cu ea, să știi. Da, așa... Ok, hei, sunt Bie și știm cu toții că creatorii de conținut, influencerii și oamenii internetului în general știu cel mai bine cum e cu trendurile de pe internet, nu? Logic. Sunt ca la Champions League. Se presupune că ei petrec și cel mai mult timp pe internet și deși nu recomandăm, adică un screen time mare... Nu. Dar cu toate astea, chiar dacă nu recomandăm, ei măcar să se aleagă cu o pereche la alegere de sneakers de pe Foodshop, pentru că știm cu toții că cel mai tare cod de reducere de pe Foodshop este și rămâne Mojo pentru 10% reducere pe Foodshop. Pentru că, da, leuții mei, ăsta este Trivia Dor în viața reală, episodul 2. Știți deja, regulile sunt simple, vi le explic mai bine de data asta pentru că v-ați plâns în episodul numărul 1 că nu vi le-am explicat bine. La început, fiecare concurent își alege o capitală de unde se va extinde cu teritoriul său. Se va pune câte o întrebare și în funcție de răspuns, concurenții vor alege 5, 4 și 3 județe. Bineînțeles, în ordinea vitezei și corectitudinii răspunsului. Mai apoi, când teritoriile sunt formate, aceștia se vor putea ataca. Dacă un teritoriu îi va lua altui teritoriu 5 județe, acesta îi va putea ataca capitala și astfel să-l scoată din schemă. Să începem! Aveți fiecare câte o tăbliță, câte un set de sticky notes. Asta e a mea. Ca vinte ajutoare și sociale. Ne-a adus și ulei? Păi, pot apreste. Fie primit. Deci, Iorga, o să fie prima. Ce capitală vrei să-ți alegi? Pe care vrei să-mi aleg? Băi, mi-ar plăcea să-ți alegi Constanța. Constanța vreau. Pirata? Mamă. Prima perversiune. N-am văzut că mi s-a cerut de la conducere. Da. Ce capitală alegi? O să iau Suceava. Helicopterul? Da, corect. Sunteți gata pentru prima întrebare? Da. Cu ce se ocupă Adrian Elicopterul în afară de TikTok? Start! Avem primul răspuns, al doilea a fost Erica și al treilea răspuns de la Iorga. Cel mai rapid a fost Adrian Elicopter. Nu știu, eu sunt anul 3 la Academia de Poliție. Și urmează să-și ia fix 5 județe. Puteți deja să vă extindeți teritoriul cu sticăre. 5, 4 și 3 județe. Hai, gata, că deja mi-am luat-o personal. Hai, deci următoarea întrebare. Câte vizualizări are Erica Isac la Urbanist? Start! Avem primul răspuns de la Erica, al doilea de la Iorga și al treilea răspuns de la Elicopterul, care chiar a dat, a dat cu încredere, chiar merită. Și răspunsul corect este 620.000. Hai să vorbim un pochito, no tengo miedo baby, que te au despacito. Erica este cea mai aproape, Iorga era următoarea mișnită, dacă nu, era și Adrian Elicopter al treilea. Întrebare foarte bună. Care este artistul preferat al Iorgăi? Start! Elicopterul al doilea și Iorga. Frate, stilul greu. Da, de fiecare. Ce știți, numele de guvern? Vrei să vă zic ceva? Că Nicki Minaj nu e artistul meu favorit, dar știam că o să scrie Nicki Minaj și am vrut să fiu solidară. Dați-i punctele. Avem la Erica 5 județe, Elicopterul 4 județe și Iorga 3. Bravo, moșul meu! Ai pus despre fiecare, acum urmează să întreb de Costelul de la Clejan, nu? Acum, oficial, vă puteți ataca, o să mergem în ordinea în care vă aflați. Îl atac pe Adrian. Păi, dar n-ai cum să mă ataci, că n-ajungi la mine. Băi, ești nesimțit? Real, așa e. Bine, eu atac pe Erica, dar împotriva voinței mele. Și întrebarea este, de la ce artist a pornit tot trendul de haine opium? Start! Scrie orice, că nu contează. Bun, avem răspuns corect la Iorga. Răspunsul corect era Playboi Carti. Oficial, poți să iei bacou? Unde e bacou? Aici. Stickerul pe care îl pui peste bacou, da? Vei face un X, pentru că la 5 județe vei putea să iei capitala și să o scoți din schemă. Erica, pe cine ataci? Hai, atacă-mă înapoi, că mă simt prost. Atacă-mă. Hai că merg pe Iorga la Galați acolo. Există un top 10 most followed people pe Instagram. Scrie 5 persoane din acest top. Băi, ești nebun, cum ai intrat? Am intrat, efectiv, am intrat în modul sport. Nu se poate. Eu nu mă gândeam atât de repede. Eu nu mi-a venit. Nu-mi vine nimeni. Erica a răspuns prima și Iorga. Mi le citiți voi pe rând? Selena avem amândouă. Kylie avem amândouă. Ronaldo am doar eu. A, nu, și tu. Messi am doar eu. Eu am Kim și Beyoncé. Eu am Beyoncé, a cincea la mine. Amândouă. Erica a răspuns mai repede, deci... I'm sorry, baby. Dar am fiz același căcat tot băie Y da, și-am zis cu ăla. Bă, dar ce bine sunteți pe răspunsul ăsta, nu credem, eu n-aș fi știut. Deci trebuie să-mi pun aici ca și cum mi-a făcut ea mie, nu? Foarte bine. Pe cine ataci? Erica Isar. La start. În ce moment nu ai voie să-l întrerup pe OG Isbul? Start. Ce faci, mă, cu alea 24 de ore? Mamă, top întrebare! E melodia aia, nu? Ce o idee, am răspuns la OHA. Mamă, top întrebare. Mai ai șanse, răspunde. E o melodie ceva, nu? A zis la fel ca mine.
Și răspunsul corect era când beau la față. Beau la față. Nu mă deranja când mă vezi că mă lăvăță. Păi eu nu știu nimic despre omul ăla și știam că nu trebuie deranjat păi, când consumă la față. Ei jucam în picioare. Era cu lavața. Iorga, pe cine ataci? Tot pe Erica pot, nu? Dar du-te culo, mă, să ne batem și noi. Bine, mă, vreau târâ ăla. Numiți 3 cadouri care se pot trimite pe live pe TikTok. Start. Gata. Și eu Erica? Termină pe adicații. Că îmi bă mil de joc. Am rămas ca prost așa cu ea în brațe. Bă, dracu. Ce răspunsuri sunt? Trandafir, lacă, cichie. Trandafir, inel, parfum. Dar e inel? Nu. Cum nu e inel? Stai că le avem pe toate. Nu e, dar este lacă cichie și eu de la ursăresele de la mine din cartier care zic pentru deschidere din dragoste, donați lacă cichie. Există inel? Dar e un singur cadou lacă tu cu cheia, e inimioara. Cine a greșit? Amândouă. Lacă tu și cheia sunt un singur cadou și le-am pus ca fiind două și a pus unul de nu există. Oficial fiind de egalitate și cerându-se de la populație să se mai pună o întrebare, numiți două atribute ale unui passenger princess. Start! Și primul răspuns... Iorga a răspuns prima, DJ și Waze da. Și... energizant și muzică. Iorga i-a luat Erica-i județul. Erica, ce ataci? Ce alegi? Iau bul ce-a luat din. Drake a făcut recent un stream care este viral pe TikTok. Știu, bun, ego-ul lui. Vă urăsc cu pasiune, cel mai top întrebări, eu n-am voie la ele. Ce idee? Nu știi, p***a, da, știi, imaginează. Uite, Anita Maxwin. Alter ego. Anita Maxwin. Anita Maxwin. Oficial elicopterul îi poate lua Erica un județ. Eu. Pe cine ataci? Pe mine, n-are pe cine. Acum poți să ieși pe Iorga. Bombita. Ce înseamnă acest grup de emojiuri? Bun. Ce prost, ce n-are nicio treabă. Cum să nu existi? Ba nu, e gen what the fuck. Răspunsul corect gen este la ce mă uit. Shocked sau când vezi ceva super cringe. Bine, hai. Iorga a răspuns corect ce județ vrei să iei lui elicopterul. Tu ce ești? Albastru? Dulju da, da, ăla, nu? Dulju. Iorga, pe cine ataci? Pe Erica, să nu se simtă singură, vreau ol. Dorian Popa a scos melodia mereu mai departe. În clip purta pe cap o pereche de căști. Ce culoare erau? Start! Bine. E bine? Trebuie să scriu și eu ceva. Erica a răspuns corect, răspunsul corect era green kiss sau negru. Erica, ce județ vrei să iei Iorgăi? Poți să iei Dobrogea? Nu, le-a pus, ta, pe vână. Vrancea. Încercați să vă focusați pe o singură persoană ca să reușiți să îi atacați 5, să câștigați 5 și să puteți să-i luați capitala. Erica, pe cine ataci? Pe Iorga la bună. Let's go! La un moment dat, Christy Hope și-a schimbat hairstyle-ul și și-a făcut codițe împletite. El susținea însă că nu își dorește să arate ca un trapper. Câte codițe avea Christy Hope? Start! Mama a fost fix în același timp, deci ne luăm doar după cine e mai aproape. Da. Răspunsul corect este 8 codițe. Erica a luat oficial Buzăul. I-ai luat oficial 3 județe, mai să iei 2 și poți să-i atași capitala. Elicopter? Bun, urmează întrebarea. Cu toții ascultăm sau cel puțin am auzit de muzica trap. Ce înseamnă de fapt trap? Start! Mm-hmm. Mie nu-mi dădeați. E la mine, nu? Suntem prieteni acum, la tovările ea zi. Vezi de fău, no! Ce scrie? Techno-rap. Stai, stai să mai zic ceva. Rap evoluat. Răspunsul corect este hood sau ghetto. S-a ratat șansa. Iorga, pe cine ataci? Vulu acolo. Pe Adrian. Ce tip de brânză era brânza regelui? Start. Nu știu. A răspuns Iorga primul răspuns și al doilea răspuns? Răspunsul corect era camembert. Brânză, camembert. Erica, pe cine ataci? Braila, hai Braila. Ce înseamnă pushing P? Start! Mie, hai să vă spun ceva, top 5 achievements în viața mea, a comentat Gana la TikTok cu emoji-ul P. Haide! Să faci bani, pushing paper. Pushing paper, ok, și răspunsul corect este la Iorga. Ce județ vrei să iei Erica? Atac la Erica cu la o. Pentru elicopter și Erica. Estimați câte brățări cartier poartă Ana Maria Prodan deodată pe o mână. Start. Pe o mână. Cât era? Cât era? Zi tu. 8 sau 11. Pe o mână, viața, asta este norocul meu. Cum adică pe o mână? Eu m-am întors la el și zic, mă, pe o mână, ce 7? Dracu!
Cum mă zice brățel pe mână? Iorga, pe cine ataci? Pe Erica. Procesul lui Young Thug este peste tot pe TikTok. Are un avocat foarte bun. Acesta i-a explicat judecătorului că Thug are o altă însemnătate pentru artist decât ceea ce știm cu toții că înseamnă. Ce a spus avocatul că înseamnă de fapt Thug? Start! Numai și primele două. Ceva undergod. Da, nu, eu nu răspund, că nu știu. Stați așa, avans, stați așa, stați un pic. Truly humbled, da. Undergod. Și răspunsul corect este truly humbled, undergod. Truly humbled, undergod. Ce ai ales de la Erica? Brașov? Brașov. Erica, pe cine ataci? O atac pe Iorga la la Prahova. Scrieți un posibil plot cât de scurt puteți pentru următorul sound de pe TikTok. Start! Nu am văzut. Cine Erica a răspuns prima? Ce scrie? Suntem împreună de la 12 ani, eu și el 24. La 12 ani? L-am cunoscut pe tati. Că ăștia fac gen pentru copil. Eu cu tati eram la Brașov. Păi același lucru ce am scris. Tu ai răspuns prima. Da. Erau bune amândouă, ai răspuns corect la amândouă, dar... Erica, poți să alegi un județ. Brăila. Elicopter, pe cine ataci? Acum destul de mulți ani, Ana Maria Prodan arăta puțin diferit. Sigur știți că o afură celebră de prin 2010. Desenați-o. Start! Am uitat în detalii. Măcar i-am avut ochi. Ochii nu i-am făcut, vorba ta. Dar vezi că tu nu i-ai făcut bine, tu i-ai făcut, zici că n-are păr în cap. Oh, come on! Cum să fie Erica mai aproape? Uite-te până la urmă, uite-te până la urmă, uite-te până la urmă, celulă, citoplasmă, nucleu. Eu am fost mai detaliu. De asta și răspuns prima. Erica, ce județ alegi? Cluj. Bun. Iorga, pe cine ataci? Pe Adrian. Între Iorga... Câte goluri a dat Ronaldo 95 acum? De la ce vine acronimul GOAT? Primul răspuns l-a dat Iorga. Ambele răspunsuri sunt corecte. Răspunsul corect este greatest of all times. Time. Da. Nu times. A, scuze, am pus, scuze, mă scuzați, domnul polițist. Ia și arată-mi de mie stâul la mine acolo, dacă ești simpatic. Da. Arată-mi. Unde e? E. Ia, unde e? Adică ăsta e la tine sau S? Ia, vin un coa, fii atent. M-E. Ăsta e. Nu, ăla-i S, nu? Ăsta e. Și ce-am scris? Teams? Ăsta e. Da, ăla e în p***a. Ce-am scris? Timus? Cioare, ce? E. Dacă nu e, ce scriam? Timus? Chilul meu. E rândul meu. Tulcea la Iorga. O întrebare pentru Erica și pentru Iorga. Oana Roman a făcut la un moment dat un live în care povestea... Felii de pizza. Aha. Că a mâncat doar o feliuță din pizza fetiției. Ce a spus fetița pe fundal? Start. No! Erica a răspuns prima, Iorga a doua și răspunsul nu este corect. Tu ce ai scris? Este parțial corect. Am mâncat trei. Da. Singure. Eu mă două, suntem tu, ai zis patru, eu două. Da. Răspunsul corect era... Și diseară o să mai mănânc. Nu e adevărat, una singură am mâncat și încă o bucățică. Elicopter, pe cine ataci? Pe Erica, tot așa aici la Sibiu. Și avem următoarea întrebare. Am ales următorul comentariu de la o piesă lansată zilele trecute. Comentariul este: felicitări lui Smiley și Justin Bieber pentru această operă de artă. Ghiciți cine sunt de fapt artiștii la care se referea comentariul. Start! Și primul răspuns... Primul răspuns este Elicopter. Ce ai scris? Inii, Sebi și Ian. Da. Ah, ok. Era un comentariu de la o piesă și se referea la Inii, Sebi și Ian. S-a luat Sibiu oficial. Iorga, pe cine ataci? Pe Erica. Urmează întrebarea. În podcastul lui Gojira cu Iana, Steca, Rava, Nane și Amuli, a fost un moment senzațional în care Rava și-a făcut un selfie. Trebuie să vă luați telefoanele. Cine reface primul selfie îl câștigă. Stai. Da, da. Eu am făcut prima. Hai să uităm la timp. Uite, tu nici n-aveai telefon. N-am văzut, trebuie să spuneți. A fost absolut egalitate. Tu ți-ai făcut singură, m***a. Proastă. Da. Amuli, unde e? Fetițo! Păi ce trebuie să... Unde e Amuli? Da, ia uite-l. Da, da, eu l-am prins și pe Gojira. Și aici avem... Iorga a făcut poza corect. Uite-l, iotă-l! Oficial, Iorga
are 5 județe de la Erica. Care este al 5-lea județ pe care îl cucerești? Vâsă Gheorghe. Vaslui. Deci data viitoare, dacă vrei și dorești, poți să-i atași capitala Ericăi și să o scoți din schemă total. Îmi doresc. Erica, pe cine ataci? Pe Iurga, la oricare, whatever. Cine l-a ținut într-o cameră împotriva voinței lui pe Christy Hope? Start! Ah! Da. Mario Fresh. Și s-a răspuns în același timp, dar răspunsul corect este Mario Fresh. Știam cum am fost ținut împotriva voinței mele într-o încăpere. Oficial este egalitate. Vai de capul meu, voi dacă vă atacați între voi, cine răspunde corect, nu contează cine atacă. Dai mă să luăm și pe ăla. Vrei? Da. Haide, da. Să prea fii relaxat. Ia zi, ticule, pe cine ataci? Pe Erica aici, la Mureș. Poți să o ajung după, nu? Până la urmă, da, ce mai... Știu și eu cu ea. În război și în dragoste ești vorba aia. La aceeași tablă, îi zici la urechi, dacă vrei. Da, mă, da, hai. Următoarea întrebare pentru Erica și elicopterul cu alianță din partea teritoriului roșu, cu teritoriul galben, și întrebarea este... Deci, trebuie să continuați fraza, da? Să moară familia mea, de nu i-o dai eu... Start! Un pumn la o doamnă. Erica a răspuns prima și a răspuns... Și dână am prescurtat. Corect. Ai scris o babă. Aia prescurtări, nu e babă. Făceam un pumn și o babă. Păi nu e bine, babă. Răspunsul corect era un pumn la o doamnă, de noi dai eu un pumn la o doamnă. Să moară familia mea, de noi eu dai eu un pumn la o doamnă. Se extinde alianța, e roșu-galben. Alo, Salba. Iorga. Adrian. Între Iorga și Adrian, următoarea întrebare. Știți trendul cu partea asta a lui Future? Da, știu totul. Iubitul meu, lordul meu, știu totul. Like is war. Bun. Și cash me cheery now, never tell a story. Să zicem că vreți să faceți acest TikTok. Care sunt două props de care aveți nevoie? Știu eu! Start! Și primul răspuns este de la Iorga. Ochelari și plană. Nu știu, zi dacă vrei să răspunzi. Bă, păi du-te, uiți în tabla mea și pe aia scrie, nu mai scrie. Variantele corecte erau ochelari, blană sau o sticlă. Ce județ vrei să iei elicopterului nostru? S-a dus direct Mehedinți. Eu sunt. Erica, pe cine ataci? Pe elicopterul. Nici nu mai are sens să întreb. Uite cum mi-am bărțit asta ca să scriem. Trebuie să ghiciți autoarea frazei. Ce ai face dacă am fi singur într-o cameră și nu aș putea să zic nu? Start. S-a pierdut. Ai pierdut punctul. N-ai zis, nici n-ai zis start. Înainte de start. Am zis la start. Acum eu iau o teritoriu, fiindcă el... Da, știam! Tu acum îți iei teritoriul pentru care... Ele n-au știut! Let's go! Ba da, cum? Ca să scriem, că n-a dat start! Păi trebuie să zică start, apun! Aici a nimeni, hai să zică start! I'm sorry, măticule, ce să... Nu puteam să ziceți, ia mă punctul, că n-ai nimic! Nu mai fi supărățel! Dar nu știa, stăteți așa! Ba da, știa! Efectiv, n-am ca să facem! Știi tu, eu mă băteam cu Erica, nu? Și ce... Mă identific Erica, ce kilo meu? Răspunsul corect era... Hei, am și o întrebare pentru băieți. Dacă ați fi cu mine într-o cameră timp de 30 de minute și nu aș putea să zic nu, ce ați face? Cine atacă? Eu atac, pe Mureș. Elicopterul atacă și atacă pe Mureș, adică pe Erica. Pe mine. Cine e foarte fan? Start! A răspuns elicopter primul. Ce scrie? Break. Păi că trebuie să-i scriem pe toți. Nu, cine e foarte fan? Orice răspuns. Am crezut că trebuie tot. Holy Trinity. Eu zic că Petre Ștefan e foarte fan. Băi, chiar ar fi fost tare. Eu cred că Berechei e foarte fan de Mario. Vedeți că oficial elicopter are 4... Mamă! Fetițo! Are exact cât voi și poate să o ia pe Erica. Este o luptă exagerat de strânsă și ăsta e momentul pe care îl ador cel mai tare. Cine atacă? Eu atac. Pe cine? Adrian. Pe Adrian, normal. Da. Mamă, știi cum scrie acum asta? Ia, că am scris primul, așa o să scrie. Urmează întrebarea roșie. De câte ori a participat Cezara la duel? Start. Știam. Chiar dacă i s-a șoptit de către alianță, a răspuns corect. De unde Pescu. Răspunsul corect era 4 și astfel Iorga poate să ia lui Ticu încă un județ. Erica, pe cine ataci? Elicopter. Ce înseamnă guap în termenii trepărilor? Și a răspuns primul elicopter și a doua Erica. Dă-i drum acasă, și Erica a scris? Răspunsul corect este mulți bani.
E vorba de o alianță care se întâmplă. Noi nu putem să intervenim peste alianță. De asta ne e și frică. S-a luat cu Nedoara. Acum este egalitate între toți. Mai puțin între Iorga și Elicopter. Este un pic greu cu mine astăzi. Asta se întâmplă. Elicopterul atacă pe Erica. Scrieți o persoană publică cu care Fire a avut beef. Start. Dorian. Cine? Ce scrie? Dorian. Ba da, cu... De ce scrie ce? Ba da. I-am luat a cincea, nu? Ce ideea asta că Dorian dădea povețe la oameni despre cum să muncească mai mult. Nu înțeleg de ce a trebuit să răspunzi atât de răutăcios și de arogant, pentru că n-am vrut să te deranjez cu absolut nimic. Erica oficial i-a luat lui Elicopter 5 județe și următoarea dată poate să-i atace capitala și să-l scoată din schemă. Iorga, pe cine atace? Pe Adrian. Apropie-te, rogu-te. Să scriem împreună. Cum se numește singura melodie a lui Drăcea? Start. Alianța funcționează în continuare. Avem primul răspuns de la Iorga. Am trei variante. Bolțuri. Eu știu că e cu n-am n-am droguri. Răspunsul corect este n-am coduri. N-am droguri. Nu sunt violent, n-am crescut după blocuri. Coduri și am zis n-am droguri, băga mești. Ne pare rău, Drăcea. Erica, pe cine ataci? Adrian, cam 5 la el. Mamă, asta e decisivă acum. Ataci la capitală? Da. Dacă Elicopter răspunde corect, îi iau o capitală Ericăi și are 5. O să răspund Adrian corect, eu așa cred. Hai să vedem. De cine a declarat Rava că e îndrăgostit la cel mai recent oraș urban? Nu, ai scris, fie dracu să fii. Botanică. Da. Ce v-am zis? Ce m-am spus că am vorbit la sărăcie? Eu vorbesc exclusiv a pagubă. Wow, nu pot să cred. Mă cunosc prea bine. Pentru că știu, simt. Eu i-am zis și în secundă ea nu și-a dat seama ce o să scrie. Și răspunsul corect de la întrebare era Andreea Bostănică. Andreea Bostănică, call me, please. Mamă, dacă îmi dă mesaj de bine. Deci atac pe Erica la Suceava, la capital. În momentul de față, răspunsul va desemna care dintre ăștia doi ia tot teritoriul, pentru că s-au atacat la capitale, fiecare are câte 5 județe, este Măcel. Și întrebarea este: Spike a postat o poză cu Livia în seara de Revelion. În descriere le-a spus oamenilor că viața lor e personală și e departe de orice se scrie în presă, sau cred ei. Ce emojiuri a pus la sfârșit artistul? Sănătate, familiei. Și avem primul răspuns de la Elicopter. Gen ăla galben cu ochelari negri? Wow. Răspunsul corect este un pupic și două inimi negre. Ale de Facebook, da. E și mai strâns decât mă așteptam, pentru că nu s-a concis. Vreau și să atac. Bun. Iorga, tu ataci pe cine ataci? Adrian. Sunteți gata? Da. Urmează întrebarea. Există vreo poză video cu Marco Glass fără mască? Start. S-a răspuns fix în același timp. Nu, a aruncat prim. Nu, a fost în același timp. Nu, eu nu știu, eram cu spatele. A zis da, e nu? Și eu da. Da, e da. Elicopter, într-adevăr, am verificat pe cameră și a fost primul. I-a luat Iorgăi oficial un județ. O să nu? Pe ea, adică am 5 ani. Continuați fraza. Am acasă pe tavan. Start. Răspunsul corect este un Toianjen Spider-Man. Și oficial Elicopter a luat tot teritoriul Ericăi. Puneți culorile peste tot, pentru că acum lupta este între tine și Iorga. Nu mai contează acum cine pe cine atacă și ordinea, pentru că cine răspunde corect ia un județ. Scrieți o replică cunoscută a lui Tonciu. Start. Fă proastă. Bun, am avut primul răspuns de la Elicopter. O bază, al doilea de la Iorga. Minim două replici notate aici pe care puteai să le spui este: fă o bapă asta sau am o carieră. Băi, deci eu am o carieră? Ești proastă? Uși, deci eu am o carieră? Iorga are oficial 5 județe din teritoriul lui Elicopter și Elicopter are? Una. De unde provine termenul sus, care înseamnă suspect? Start. Am învers. Ce scrie la Iorga? Suspicious. Și răspunsul corect este Among Us. Elicopter ține de teritoriul lui, are două județe de la Iorga și Iorga este la un pas să câștige. Sunteți gata? Da. Continuați fraza. Aoleu, ce pantofi are? Start! Are nu, a fost fix în același timp! Nu se poate! Într-adevăr, le scrie cu... Într-adevăr a scris prost, Elicopter a scris puțin cam prea așa, dar a răspuns primul, dar în opinia mea zic să se mai dea o întrebare. Nu, l-am luat eu, ce să mai... Ce-ai luat, mă, tu, mea, n-ai văzut ce-ai scris, n-ai luat nimic. Vrei să-i dai județul? Nu-i dăm niciun punct. Nu-i dai.
Nu mă pun cu ea, să știi. Dar așa, așa o fi și ele, de ce te uitici acum scrie? Ia, arată și mie unde am scris eu așa. Arată și mie. Bine, și de când, că nu știi ai indicat și ai făcut un T, cu G despre mitai, dar rest... Păi tu scrii o p*** la Aurelic, bă, și explici fata asta. Măi, fetiță, e bursuc. Aolo, ce pantofi are bursuc. Mamă! Nu-i dai, ok. Nu e nimeni, are tot două. Bun, și întrebarea este: unde s-a mutat Mario Simen? Start! S-a răspuns. And I've just moved here in the UK. Primul răspuns, Ioana. Iorga, și al doilea răspuns, elicopter a câștigat! Iorga, felicitări! Da, bravo, Iorga! La revedere! Pare rău, măticule, chiar ai luptat! L-am luat! Auzi, mă, nu fi mare, că acum suntem prieteni, hai! Și asta, guys, a fost oficial episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați, dați mare like, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Abonați-vă cu clopoțel ca să fiți notificați de câte ori postez. Eu sunt Bie, eu vă mulțumesc că sunteți. Și ne vedem!